Mihaela, urmăm seria a doua. Loviturile de knockout pentru ego. Da. Da, rămăsesem ultima dată la... Vreau să recapitulăm sau să continuăm firul acțiunii cu dăruirea la copii. Da. Da. Și asta vreau să te întreb. Cum vezi tu dăruirea asta? O vezi ca o obligație sau o vezi cu... ca o chestie cu bucurie care te solicită și te încarcă cu energie? Cum vezi? În mare parte am văzut-o ca o bucurie. Mai puțin treburile astea în casă, treburile astea zilnice, bucătăria, veșnic, murdar. Asta nu prea am văzut-o cu bucurie. Din păcate, eu am 5 copii, dar am și lucrat. Și, na, de multe ori a fost foarte împovărător să vii acasă de la servici, să nu știi pe ce să pui mâna, copiii care te întreabă ce mâncăm, să vine un dumă acolo. Na, și atunci pierdeam bucuria, clar. Ca să nu mai spun de curățenie, dacă... Na, făceam curățenie și bineînțeles că ei nu dădeau 2 bani pe curățenia mea. Mă supăram și îi certam și pe soț îl certam și îl consideram vinovat de tot ce se întâmplă, că nu ia atitudine, nu-i trage la răspundere. Cam așa. După accidentul băiatului, nu știu dacă am apucat să-ți spun data trecută. N-ai apucat. Nu? Deci acum 3 ani băiatul meu cel mare s-a înecat în Grecia, într-o piscină. El, având 1,80, s-a înecat într-o piscină de aproape de copii, să zic așa. Înotător, poloist, deci un onec din ăsta absurd. I s-au dat șanse foarte mici de supraviețuire. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu trăiește, este lângă noi, este bine. Deci el e înotător și era să... adică s-a necat? Da, s-a necat în piscină, da. Da, a văzut pe YouTube cum să faci să ții respirația mai mult timp. Și sunt exerciții pe care le practică scufundătorii, dar ceea ce nu spunea maestrul de pe YouTube este că trebuie totdeauna să fii un partener, să nu le faci singur, pentru că se întâmplă acolo sincopă la creier, nu știu să spun în termeni așa, și practic îți pierzi cunoștința instantaneu, se deschid toate sfincterele, intră apă pe toate părțile, te îneci, cum să zic așa, instantaneu. Și după acest accident am înțeles că cel mai important este că ei sunt sănătoși, că nu m-a mai interesat nici rezultatele școlare, nici... Înainte de accident, e interesant asta, că vezi că numai la suferință începem să lăsăm ego-ul ăsta, să nu-și mai facă de cap. Înainte de accident, cum te comportai cu el? Care era relația ta cu băiatul? Foarte bună. Foarte bună, perfect. Foarte cum a bună. Fost cu soțul, cu Dumnezeu din casă? Cum era relația atunci? Păi cu soțul era tensionată, pentru că... eu nu am înțeles lucrurile așa. Eu am văzut lucrurile că... eu și muncesc, și copii, și... Deci am avut vreo 15 ani de zile în care eu am dormit doar 3-4 ore pe noapte.
ca să reușesc să le fac pe toate și să merg la servicii. Da, nu am înțeles lucrurile așa cum le înțeleg acum, Da, nu, din majoritatea, perspectiva asta. adică Și niciunul tot din noi timpul, nu cred că am înțeles lucrurile foarte clar da, până la și max, da. tot timpul Da. îi reproșam că nu mă ajută, că nu mi este aproape, că nu mi este alături, că, na, și el sărac cum îmi reproșa și el, că nici eu n-am grijă de el. Și ziceam, cum să mai am grijă și de tine? Dar mie îmi trebuie un bărbat, Asta îmi e. trebuie un copil. Nu este bună, Eu da. Un nu mai vreau băiețel. nici un copil. Da, îi spune tu lui Dumnezeu cum, ce se strimite, Da, da. da, da, da. Bun, dar acum, în altă ordine de idei. Câte ore dormi acum? Cum ești? E, acum s-au schimbat lucrurile, adică acum iar ajung unde am fost. Acum cu nepoții. Da? Ați avut Am nepoții, dat deci timpul ați înapoi ajuns cu 10 ani. altă. Data, am spus data trecută că ginerele meu a făcut un accident vascular și acum s-au mutat cu totul la noi. Ei au fost 2 săptămâni în spital. Mâine vor pleca iar în spital și copiii rămân la noi. Și na, o Interesant. luăm de la capăt cu trezitul, cu nedormitul. Ok. O să revenim la subiectul ăsta. Cum ai înțeles? Adică cum ai ajuns la mare în primul rând? Asta ar fi interesant să-mi spui. Deci, de când s-a întâmplat accidentul, sunt așa într-o căutare. Adică, sunt în biserică de mulți ani și multe, multe lucruri, multe din învățăturile lui Marius le aplic deja de acolo. Dar tot timpul simțeam că mai este ceva, mai este ceva ce nu înțeleg Ce eu. aplici? Ce aplici din ce ai învățat acolo? Ca să înțeleg. Restrângerea, dăruire, na, grija față de celălalt, de traiul ăsta modest. Noi trăim relativ, adică modest, așa ca și noi, ca familie. Da, știi de Și, unde na. vine modestia asta? Da, înțeles acum? Înțeles cu învățătorul Marius, că nu intră abundența de niciun fel de unde este? Dar nu că nu intră abundență, că noi abundență avem. Aha, ok. Ce Deci înseamnă modest? noi alegerea noastră. Nu Ah, este vorba de că nu avem ok. abundență. Bun, Păi ce înseamnă alegerea noastră și la, modestie? păi Ce și înseamnă la modestie? mâncare, să mâncăm un singur fel, să nu mănânci două feluri, să Ah, ok. mănânci mai puțin, mai simplu. Să zic, vacanțele întotdeauna, de cele mai multe ori am fost așa la maniera să ne gospodărim, să ne gătim, deci și vacanțele mai mult ca timp petrecut împreună decât ca wow, all inclusive și nu știu ce alte na, minuni care se practică în jur și care atrag oameni în ziua de astăzi, fără chefuri sau, cum să spun, și petrecerile, așa cum erau mai de mult la țară, cu copii împreună, cu povești, mai mult decât destrăbălare, beții și, na, în sensul ăsta modest. Asta ai Nu făcut-o prin tu, voit? cluburi, nu prin. Hă? Restrângerea asta ai făcut-o tu ca alegere voită sau s-a întâmplat natural? Sau cum s-a întâmplat? Da. S-a întâmplat, deci și ca alegere voită, văzând că lucrurile nu merg bine în lume și că nu-i ok și din biserică, învățăturile și așa, ne-au dus încolo, că asta e cel mai bine. Să renunți la mâncarea procesată, să renunți la sucuri, la dulciuri, să ferim copiii cât mai mult de
Da, nu ne uităm la televizor, de ce să mai, nu știu să-ți mai spun așa, și ca voit și ca oarecum constrânși de, na, și de numărul familiei, membrilor familiei, că fiind cu atâția copii, nu prea, nu am avut ajutoare, era foarte greu, ca eu cu soțul să ieșim seara undeva, imposibil. Ca urmare, n-am avut parte de cluburi, de, poate că am fi fost altfel dacă, deci nu-i meritul nostru, să zic. Poate că dacă n-am fi avut copii și am fi avut ajutor și am fi avut posibilitate, poate că am fi fost mai destrăbălată, și nu știu. Da, nu, nu, ți-a dat copiii ca să te încarci cu energie, să iubești, da. Dar da, hai să te întreb da. Ceva, unde, da. Unde vezi tu, unde este Dumnezeu? Adică simți că Dumnezeu în fiecare zi, ai conexiunea cu El, cum ești cu da, Dumnezeu în viața ta? Da. Da, unde este? Bună. E bună? Eu zic. Da. Unde este? Unde este? Adică unde... Permanent, în mine și în jurul meu și mai puțin, uite, mai puțin până la Marius l-am văzut în soțul. Mai puțin, da, am înțeles. Acolo îl vedeam pe diavolul de multe ori. Îl vedeai pe diavol și îl atacai, da. Îl atacai direct pe Dumnezeu fără să știi că da. El era... Da, da. Îl vedeai, da. Dar vede, îl vedeai greșit. Ce să mai ai? Îl vedeai greșit. Da, da, da. Îl vezi în continuare, îl bombăni în continuare. Cum e acum prezent? Deci, acum e bună. Deci, când lucrurile... Deci, eu l-am descoperit pe Marius în aprilie. Aprilie anul ăsta? Da. Ah, ok. Nu, în mai, nu în aprilie, în mai. Na, bun. Am găsit cărțile într-o librărie întâmplător. Eram cu fetița mea, cea mai mică, și am promis că stăm acolo cât dorește ea să-și aleagă cărți și așa. Și am uitat așa în librărie și am dat peste, nici nu mai știu care frumusețe în dar sau care era. Și am deschis-o, n-am auzit în viața mea nici de Marius Ghidel, nici nimic din ce... Și am deschis-o, am răsfăit și am zis, wow, nu pot să cred că mai există în ziua de astăzi cineva care să aibă tupeul să spună așa ceva și să-și mai și cumpărească cartea, să se aștepte să-i o cumpere cineva. Ce te-a deranjat ego când ai citit? Nu m-a deranjat, m-am bucurat. Aha. Nu m-a deranjat. M-am bucurat. Păi de ce ai zis că care tu pe ce a scris? Adică la ce te referi? Pentru că, te jur, cum să-i spun unui om să nu mai mănânce? Ah, ok. Deci asta... Unui om renunță la... Păi, uite, jur și văd, am un colegă bolnavă și spun, nu mai bea sucuri, nu mai bea cola, nu vezi că nu-ți e bine și nu poate să renunțe. Cum să-i spui în ziua de astăzi unui om fără strângere? Nu te duc în concedii... Mm-hmm. Da, nu te duc în concedii sofisticate, nu te duc în... Na, cum să zic, nu știu cum să zic. Na, trebuie să fii tu, trebuie să fiu. Ori mânat de divin, într-adevăr, cum am înțeles acum, ori, nu știu, un pic nebun să faci așa vezi ceva. Că noi nu facem voit. Adică noi trebuie să avem cumva o suferință foarte mare ca să ne dea cu capul de pereți și după aceea să ne întrebăm ce se întâmplă. Deci da, asta nu ne trezim, da. Parcă... Da. Dar așa este, și societatea ne-a împins înspre consum, înspre lipiri, înspre toate astea, adică așa am fost programați. Da, 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 da. Deci m-am bucurat foarte mult, mi-am și cumpărat 4 cărți atunci, pe loc. Uh-huh. Le citești pe toate? Nu, nu, nu. Le citesc așa în paralel, nu reușesc. Chiar, dar n-am mai citit nimic de atunci, numai asta. Nu, nu. Nu te deranjează. Bine, mă mai deranja acolo la cu soțul aveam eu probleme să accept că na. Nu, acum, acolo mi-a fost greu. Știi ce cât de simplu era Mihaela dacă sau și acum în continuare. Doar să-i dai atenție soțului, să lași copiii deoparte, să dai atenție soțului. Ok? Că da. Atunci tu îți echilibrezi relația cu Dumnezeu. Când tu faci asta, devinul intră în tine, îl simți, soțul îi merg toate, îi aduce abundență, merge totul minunat, aduce energia aia și el în casă înapoi
Și atunci nu mai ești mereu epuizată. De simplu lucru pe care femeia trebuie să-l facă, să-i dea atenție soțului, în primul rând. Trebuie să fie atentă cu ochii pe el. Mereu. Făcând asta, ea se încarcă cu energie și copiii sunt energetici. Adică nu te mai vin și te solicită. Ei te solicită ca să te atenționeze că tu ai o problemă cu Dumnezeu casă. Deci ei de asta fac asta. De asta vin să te solicite. Ei nu vin să te solicite așa de... Ei sunt tot mânați de vin să-ți arate, uite, este o problemă acolo, trebuie rezolvată cu soțul, știi? Da, da. Faptul da, că el acum... urla după iubire și a zis nici măcar n-ai timp pentru mine, e din cauza că probabil că n-ai înțeles că ordinea care este, știi? Este prima dată este soțul, apoi copiii, după aia vine femeia. Deci asta este ordinea. Dacă tu n-ai respectat ordinea asta, toate sunt date peste cap. Păi, normal, n-am respectat-o, clar, ce să mai... Da, dar n-ai știut, nu că ai făcut-o voie. Da, n-am știut, chiar am ascultat... De criticat. Chiar doar am ascultat... N-ai conștientizat, că nu ți-au spus nimeni. Și normal că din perspectiva aia ai considerat că dacă au venit copiii, dreptul tău ca mamă este să te focusezi pe copii. Deci nici n-ai să te mai gândești la soț, nu? Asta ți-a... Păi normal. Mm-hmm. Normal. Dar normal. De unde vine chestia asta? De unde vine chestia asta? Pentru că știi ce nu înțeleg ca bărbat? Când voi vă luați un bărbat și vă căsătoriți atunci și faceți totul pentru el, îți amintești când ești în perioada aia de îndrăgostire? Da. Ai văzut că poți să treci munții? Dar din ce cauză? Da, dar stai să... Focusul tău este numai pentru la bărbat, de asta te simți așa bine și totul merge minunat, nici nu-ți vine să mănânci, ai mereu energie, ești într-o... Da, spune. Da, deci în primul rând, de la o grămadă de programe de la mamă am avut, pe care le-am conștientizat anul ăsta, de lipsă de sinceritate, deci pe bărbat nu ai... să nu-l iubești, să nu îi arăți că-l iubești, să nu îi fii sinceră, să nu fii deschis, să nu... Deci o grămadă, un sac întreg de minuni. Dar când a venit primul copil, eu am simțit... Deci l-am iubit și am fost sinceră și tot până în momentul ăla. Ei, când a venit primul copil, eu am simțit nevoia să rămân acasă cu el. Și soțul nu a fost de acord. Adică mi-a și reproșat ceva de genul că l-am înșelat, cumva să i-am înșelat așteptările, că el nu vrea să se mărite cu o mamă casnică. Sunt sensoare, nu să se mărite. Așa. La al doilea copil, iar am fost obligată să reiau munca la 6 luni, după ce l-am născut și am suferit foarte mult, mi-a fost foarte greu. E foarte interesant aici, așa am să spun după aia o concluzie la ce... Da, la ce și chestia asta, pentru că nu am avut, nu știu cum să spun, nu mi-am putut satisface așa nici chestia asta de mamă, nici, cred că l-am simțit într-un fel pe el vinovat. Na, și am început să-l critic, am început să-i văd defecte, să... Am pretenții care normal nu se îndeplineau și după aia așa ca un bulgăre, știi, care odată pornit, na, normal, numărul copiilor a crescut, numărul problemelor și ele. Da, iar ai pus pe microfon, da. Da, mi-a sunat telefonul, scuze. Na, deci oboseala mare, na. Deci deja toate au venit, cum să spun, acum pot să le văd și eu ca un film. Dar cum le vezi acum? De ce ți s-au întâmplat toate lucrurile astea? Acum că ai înțeles învățăturile și că ai început să practici. Clar greșita, cum să spun, greșita abordare. Clar că din start lucrurile n-au plecat... Nu, n-au plecat de unde trebuia. Eu am știut că
Bărbatul trebuie să iubească femeia, bărbatul trebuie să aibă grijă, să o crotească, să-i facă toate poftele, să o giugiulească, să... Așteptări Și foarte femeia, puternice. da. Și femeia e suficient să fie. Atâta. Ea n-are nimic de făcut. Am înțeles. Da. Bun. Suntem mai și eu, simțeam grozavă, pentru că făceam chiar multe, știi? Deci bărbatul trebuie să fie femininul, de fapt, în familie, da. El trebuie să aibă rolul de feminin. Asta își dorea ego-ul tău, să fie educația femeia. Asta am primit-o. Da. Asta mi da, s-a da. spus, asta am aplicat, am fost un copil ascultător. Mm-hmm. Da. De la mămica, asta e. Mămica te-a învățat așa. Și ai văzut la ea probabil comportându-se la fel cu tatăl tău, da? Da. Și tu ai luat ca un xerox, ai văzut comportamentul și nu l-ai mai pus, nu da, te-ai mai întrebat dacă e normal sau nu. L-ai executat, de fapt. De fapt în unele părți, nu integral l-am executat. Nu integral, nu în toată. Că unele mi-am dat și eu seama că nu sunt aberații, dar da. Ok. Hai să te nu suficient ceva. De multe, da. Te mai întreb ceva. Dumnezeu face, când s-a apucat să bea de băut? Când s-a apucat de băutură? Așa treptat. Treptat a fost, ok. La început, că beam împreună. Așa câte un pahar de vin, el nu prea rezista la băutură. Și după aia... A avut la un moment dat probleme cu slujba, a rămas fără slujbă, a avut un blocaj din ăsta financiar și atunci a început să bea mai serios. Eu câștigam mult mai bine decât el și... Îi reproșai că nu aduce bani în casă? Nu îi reproșam, dar cred că gândeam asta. Deci nu îi reproșam, așa să-i spun în față, că vai că tu nu o aduci, dar gândeam și așa voalat îi mai spuneam că pe mine nu mă deranjează, dar că el ar face alte treburi în casă care mănâncă bani, de exemplu, prin curte, să aranjeze prin curte, să nu mai fim nevoiți să plătim pe cineva sau... Dar el nu vrea să facă nimic din toate astea. I-ai dat sacinul Dumnezeu, nu? Da, am înțeles. Da. Ce i-ai dat? Îi spune să spele și vasele, probabil, nu? Să facă și mâncare? Asta, clar. Nu, deci cu mâncare am cerut insistent. Și nu a vrut sub nicio formă, nici în ziua de astăzi nu gătește și asta a fost cel mai mare reproș al meu, că nu mă iubește, că nu înțelege ce greu e atâția ani să faci mâncare într-una. Da, înțeles. Deci vezi că toată critica aia ți-a revenit ca un bumerang, deci aia îți cade ție energia. De acolo nici n-ai energie să faci de mâncare sau când o faci așa... formal sau o faci că trebuie să o faci, adică din obligație, nu faci înțelegând foarte clar care e rolul femeii, că ea este pusă în poziția aia. Bărbatul, el nu este învățat să facă de mâncare, deci el ca rol nu are asta, el nu, în ADN-ul lui nu știe chestia asta. El, dacă îi vine ca o pasiune să facă de mâncare, e altceva, dar rolul lui este cu totul altceva, să aducă abundență, dar el nu poate să aducă abundență în casă când este criticat. Și când vedem la copii ca un accident, cum s-a întâmplat cu fiul tău, asta este un semn de exclamare că bărbatul e deja terminat. Și urmează pe copii, deci urmează pe, ai văzut și tu, pe apropiați, pe cei care iubim cel mai mult, nu? Ce pe legoul nostru iubește cel mai mult, că sunt mai apropiați și suntem mai atașați de ei și normal că atunci când îi lovești, intrăm o leacă, ne întrebăm, măi, ce se întâmplă, că fac lucrurile cum trebuie, dar cumva copilul urmează să moară, deci sunt chestii din astea tragice, deci numai tragedii care ne vin pentru ego, care sunt minunate, dar tu observi acum că este nemulțumirea femeii la bărbat, deci de acolo pleacă, de la ego-ul ei, orgoliul ei puternic și de multe ori nu înțelege, având energia de patru ori mai mare, un simplu atac îl dă peste cap.
În special când e repetat. Știi? Cu mâncarea, de exemplu la mâncare. Dacă lui nu-i vine să facă lucrul ăla, tu nu, deci nici nu trebuie, nici măcar, nici prin cap nu trebuie să-i spui ce să facă. Asta e primul lucru. Da. Dar ai observat că treptat s-a apucat de băut? Deci, în funcție de ego-ul tău, cât a crescut intensitatea, a crescut și băutura la el. Deci, deci ai înțeles asta, nu? Acum ai văzut corelarea acțiunilor ego-ului, unde duce. Da. Da, da. Și implicit, da, implicit energia ta este secată, pentru că ego-ul folosește energia sufletului, asta faci. El e ca un vampir de energie, știi? Ca o moluscă care stă, știi? Și ia energia aia, dar nu numai la tine, implicit îl scurgi de energie și pe soț și pe copii. Asta este altă problemă. Deci nu este numai la femei. Totul se rotește în jurul femeii. Din ce cauză? Pentru că voi aveți energia asta foarte mare și voi sunteți responsabili să o oferiți. Știi? Dacă nu înțelege mecanismul, totul se dă peste cap. Și părinții, și copiii, și soțul, și tot. Toți în jur. Și colegii de la muncă. Deci toți. Absolut tot. E un haos. Exact, da. Da. Și după și te uiți în jurul tău, vezi că faci lucrurile, crezi tu bine. Da, ego-ul spune că faci bine. Cum trebuie. Da. Ego-ul spune, da. Tu faci totul la perfecțiune, adică nici nu se pune problema, știi? Da. Nici nu te gândești că e de la tine. Și atunci ego-ul spune... Păi nu, la eu tot timpul ziceam că e de la el. Da. Eu tot timpul ziceam că e de la el, din cauza că el nu se ocupă de copii, că el nu stă de vorbă cu ei, că el nu face de mâncare, că el nu e mai implicat, că nu e mai așa, mai așa, mai... Da. Așa, tot timpul, deci nici de cum pe mine, pe perfecțiunea întruchipată, nu putea să fie de la mine. Deci chiar, așa am gândit, clar. Și acum râzi la ego-ul tău când faci chestia asta sau când are pretențele astea? Da, acum să știi că îl observ, dar să știi că nu mi este ușor întotdeauna să-l iau un râs. Mai cad așa câteodată în astea așa de victimă, în rolul ăsta de victimă, că... Na. Da, e ok, e un proces. Eu trebuie să le fac. Toate, el nu știu ce, dar îmi revin și îmi dau seama, de exemplu, uite, de când s-a întâmplat cu ginerele meu și au venit ăștia mici, care mă solicită maxim, chiar asta vreau să-ți spun, băieții mei că sunt mari, de la 14 până la 19 ani, sunt foarte fericiți. Deși în casă situația e... N-a mai neplăcut, așa că să știam aici, fac un fel de lege pe acolo, le strică lucrurile ăstora mari și așa. Ei și-au găsit tot felul de activități, tot felul de... Așa și chiar am zis, uite ce... Pentru că eu am luat ochiul de pe ei, că nu mai pot, că sunt ocupată cu pițindrei, ei acum sunt liberi să-și facă, cum să spun, viața lor, o viață bună. Că nu-i mai... controlat, nu așa. Mai pisești, nu mai pisești la cap. Asta e. Da, da, mai, da, da. Nu mai controlezi. Păi ai văzut ce minunate? Deci ai scos din rolul ăla unde îi țineai. Ego-ul tău îi ținea blocați. Da. Mm-hmm. Și de vinul ți-a adus alte personaje în casă ca să-ți muți atenția. Ego-ul tău să se mute în alte direcții, adică sau să faci altceva, știi, ca acțiune, ca să vezi că copiii tăi sunt foarte bucuroși și așa lăsați liber de fapt. Da, 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 da. Chiar asta am observat și chiar vreau să spun. Da. Acum spunem cu soțul. Mm-hmm. Că tu data trecută mi-ai zis că foarte puține gesturi de iubire și de așa. Na. Ce își dorește un bărbat? Că mie mi se pare... Un bărbat, în primul rând, cel mai important, cum văd în poziția de bărbat, este să fie lăsat în pace. Ce înseamnă? Îi vine să bea un pahar lași,
nu-l critici, dar trebuie să fie o acceptare și în cap, adică în cap să nu fie niciun gând de niciun fel de nemulțumire la adresa lui. Acolo trebuie lucrat foarte serios. Și vorbit cu el sincer. Dragul meu, uite, te-am criticat, asta este, adică ca și cum vorbești cu Dumnezeu. Femeia nu înțelege că în fața ei e Dumnezeu, dar asta înțeleg de ce, pentru că am fost programați să ne vedem separați, asta este. Deci nu este nicio greșeală în modul cum ne comportăm, pentru că nu am fost antrenați să vedem în fața noastră Dumnezeu. Ai văzut și în biserică nu ți s-a spus că se ți-au spus anumite chestii, anumite generalități, dar nu ți s-a spus, vezi că în fața ta e Dumnezeu și să fii foarte atentă la cum te comporți cu El. Știi? Da. Înțelegi? Adică ni se spun generalități, nu ni se dau soluțiile exacte. Deci, în locul tău, când se apucă să bea, te duci și spui, eu îți mulțumesc, uite, dacă asta îți vine să bei, eu te accept, uite, vrei să bei un pahar împreună, e ok, arăți respectul, în primul rând, că respecti ca bărbat și asta îi dă foarte multă energie, adică îl încarcă cu energie. Și când este încărcat cu energie, ce se întâmplă? Nu mai vine să bea, efectiv. Îi dispare dorința asta pentru că el are iubirea ta, simte iubirea ta, simte energia aia pe care îl încarcă, știi? Și după aia scapă și de fumat. Dintr-o dată așa te uiți la el, adică făcând o tu repetat, adică conștientizând că e Dumnezeu care te testează mereu, atunci tu făcând acțiunea repetat, îi cad și lui viciile, că viciile bărbatului sunt de fapt nemulțumirea ego-ului femeii, de acolo pleacă. El are vicii din cauza că nu e încărcat cu energie. Știi? Da. Deci fiecare critică, să știi chestia asta, el o simte în câmpuri. Că îi spui, că nu îi spui, că îl suni, că nu îl suni, el simte exact ce faci tu, ce face ego-ul tău. Adică nemulțumirea la adresa lui, el imediat o detectează. Știi? Degeaba te maschezi. Și mai urât când te maschezi, când lași ego-ul să maschezi în fața lui, să spună, eu nu am vorbit despre tine chestia asta, dar în capul tău e altceva. El știe exact ce e în capul tău. Știi? Deci ce spune ego-ul? Toate gândurile alea negative sau toate atacurile alea în subtil, el știe deja. Deci el știe că de asta ți le spune câteodată, multe ori probabil ți-a spus repetat, lasă-mă, nu mai vreau să fac mâncare, nu? Da, dar deși eu nu-i mai pistez, nu-i mai spun nimic de ani, de zile și așa, el tot îmi spune că sunt pisăloagă. Păi da, pentru că eu chiar mă supăram, ziceam, cum poți să-mi spună că sunt pisăloagă, că eu nu-i mai spun absolut nimic, dar gândești, păi asta e. Asta e problema. Și atunci am înțeleg, uite cum... ai tăcut din frică. Ai tăcut ca să nu deranjezi, dar ego-ul tău bârâi în continuare, adică are din ăsta, are activitate în continuare, el e activ, știi? Și bărbatul depistează activitatea mentală, nu-l interesează ce spui pe gură. Poți să-i spui tu orice și te iubești asta. Când vede că-l bări în cap, el spune exact, îți apare ca oglindă gândurile tale. Dar de ce o face prin bărbat? Ca să te oprești să o faci, ca să conștientizezi că ego-ul tău încă-l e nemulțumit de el. Dar după aia ai văzut, când ești nemulțumit de bărbat, ce se întâmplă? Care e ca mecanism foarte interesant. Ți se scade energia, da? Pentru că la ataci continuu, îți scade și lui energia, vezi că nu mai este bun de nimic, da? Probabil că ai spus și asta de multe ori. Și după aia ce se întâmplă? Nemai având energie, vin copiii și te pisează la loc. Adică ei vin și te apasă butoane cum i-ai apăsat tu soțului. Și atunci ego-ul tău ce face? Spune, măi, dar ce au toți cu mine? Au nebunit? Adică îi atacă pe toți. Și atacul ăla pe toți îți vine exact cum ai zis tu, ca o năvală pe tine, ca un bulgări din ăla care nu mai faci față. Adică te lovești continuu din toate părțile. Știi? Îți vine ca bumerang. Da. De acolo pleacă. Da. De la relația cu soțul, în primul rând. Adică supunerea. Ce înseamnă? Locul 2. Femeia trebuie să fie locul 2. Trebuie să fie copilot. Ea n-are ce să controleze. Ea n-are ce conducere să aibă în casă. Și de ce bărbatul ți-a spus du-te la muncă? Din ce cauză? Ca să ștergi programele mai repede. Deci el ți-a spus, eu nu vreau o femeie de casă așa să stea să nu facă nimic. Te pune și la muncă, te pune să stai și în casă. Adică Dumnezeu te pune să faci toate lucrurile astea pentru că ți-ai ales programele astea să le duci.
având energia asta foarte mare, ești capabilă să le faci. Dar numai faptul că îl asculți și nu intervii, nici în cap, nici bombăneală, nimic, pe loc te încași cu energie. De acolo ți-e energia cea mai mare, din ascultarea, da, la bărbat. Mai îmi spunea că nu-și dorește decât să tac. Și eu ziceam, cum să-mi spui să tac, eu nu ascult nimic. Da, exact. Vorbea cu cerebelul. Da, exact. Minte, ai de cap. Cred că erau mai multe care vorbeau deodată, nu una. Da. Și atunci îți dai seama, e normal ca din poziția egoului să-l atace și mai mult. Să-ți spună, măi, ești nebun că eu am tăcut. Știi? Adică l-a atat și mai puternic atunci. Da, ai ceva cu mine. Da, exact. Da. Și îți toci de energie și atunci bărbatul nu-i bun de nimic, pentru că îl luați programat. Și nu că se las programat, se jerfește, că stând, cum ai spus, 27 de ani, păi gândește câtă răbdare a avut cu tine. Asta este, tu trebuie să te duci să-i spui asta, asta e iubirea. Îi spui, măi, omule, tu acum realizezi, măi, până la mare n-am știut, da? Bun, perfect. Dar acum de câteva luni ai început să conștientizezi. Ei, pașii ăștia mici, când te duci la ei și spui, măi, ai avut atâta răbdare cu noi, ca familie, te-am pus în tot felul de nebunii, de situații, te-am bombănit, te-am criticat, te-am făcut și tu ești încă aici cu noi. Te iubesc. Eu vreau un te iubesc din inimă, dar să-l simtă. Că tu chiar îl respecti și îl apreciezi pentru tot efortul pe care l-a făcut, toată jertfa care a făcut-o. Și atunci bărbatul se pivotează și schimbă starea. Adică îl vezi că începe să se lumineze, să se relaxeze, să se... Îi schimbă complet starea. Știi? Și sinceritatea, asta e foarte important. Chiar că îl vezi că este tăcut, faci tu primul pas. Asta nu înseamnă că dacă e tăcut nu aveți nimic de vorbit. Nu. El așteaptă, Dumnezeu așteaptă să vadă. Uite, ce faci cu el? Cum îl iubești? Cum îl apreciezi? Spune o vorbă bună. Întreabă cum ți-a fost ziua, mângâie el. Păi și tu, chestii care nu le-ai făcut în trecut. Trebuie să schimbăm comportamentul, asta este. Gesturi mici, îi faci cafea de dimineață sau ce-și dorește el. Vezi ce face plăceri, stai mereu și ești atentă la el. Știi? Și atunci bărbatul se schimbă. Deci un simplu mulțumesc care e făcut din inimă, i-a schimbat toată ziua. Tu înțelegi cât e de puternic chestia asta? Da. Un mulțumesc, da, ca la un prieten. Măi, mulțumesc că... Și repeți asta. Nu contează. Îi faci asta un an de zile. Îi repeți în fiecare zi. Mulțumesc că ai fost cu mine. Îi amintești că ai început să conștientizezi. Atunci adivinul vine și îți dă susținere. Îți schimbă și starea. Îi lasă și pe copii mai liniștiți. Pentru că tu l-ai încărcat pe bărbat. Știi? Adică da, bine, se vede. Deja se vede când aplic. Deci când reușesc să aplic și reușesc să țin ego-ul acolo la locul lui, se și vede și pacea din familie și, da, se văd. Deci se vede și soțul schimbat și... Da, și nu-i minunat când e liniște în familie și puteți să stați cu toți împreună fără să mai fie nebunie și ceartă, știi? Și este un proces, nu zic că se face peste noapte. Nu este. Este o lucrare cu noi continuă, să avem grijă de ego-diavolul ăsta, să nu iasă la suprafață. Da. Da. Îți mulțumesc mult pentru Iuliana. Este deosebită și mă ajută foarte mult. Da? Ok. Da. Chiar aveam nevoie de chestii astea concrete. Că să înregistrați cum faceți. Înregistrați când faceți discuțiile. E foarte important ca să avem un fel al acțiunii, să vezi și tu unde ești. Da, da. Ce ai conștientizat cu ea după ce vorbi cu ea? La ce concluzie? Cred că eu vedeam lucrurile prea, nu știu cum să spun, într-o manieră foarte drastică. Știi, și supunerea asta față de bărbat și restrângerea. Și eu cred că le vedeam așa ceva, nu știu, la modul absolut, așa foarte, foarte duse la absurd, cumva. Serios, foarte serios. Da. Și nu vedeam. Și acum vorbind pe ea, nu mi-a spus decât ce face ea.
în viața ei și am înțeles că, oh, păi stai, că lucrurile sunt chiar la, chiar la îndemână. Sunt chiar simple, da. Nu, da, sunt chiar simple, nu trebuie, na, ce să zic, să mă duc să-l aștept sos la colțul străzii cu ligheanul, să-i spăl picioarele, să-i fac nu știu Da, ce minuni, să... Deci, asta, partea asta așa concret, ce, ce-i de făcut concret, ce... na, în situațiile de zi cu zi de viață, uite, am făcut greșeala aia, l-am supărat, mi-o scăpat, na, ce pot să fac să... Să remediez, să îi spui, te duci imediat la da. Te duci, îl îmbrățișezi, îi spui, iartă-mă, uite, a fost greșeala mea. Iartă-mă, n-am făcut-o conștient, am să fiu mult mai atent când să nu mai fac, să nu mai repet, sau te duci la el și îi spui, uite, nu știu de ce am reacționat, dar efectiv nu-i vina ta, a fost, știi, a fost mintea mea care a... Nu încep să-i dai da. Filozofie cu ego, că nu-i... Sau dacă... Îi spui efectiv ce s-a întâmplat, recunoști cumva acțiunea ego-ului, da, da, da. Și atunci ego-ul se dizolvă și nu-ți mai vine programul ăla, nu ți se mai repetă. Asta este minunăția, pentru că tu ai conștientizat că ego-ul tău a făcut ala, aia, dar tu, spunându-i tare din inimă, devinul șterge programul ăla. Știi de ce? Pentru că tu ți expui ego-ul. Asta se întâmplă. Tu ți-l da. Pui pe tavă și arăți, uite, ego-ul meu a făcut asta. Și mi-am dat seama de el. Atâta, noi trebuie doar să conștientizăm chestia aia cu ego-ul ne lucrează. Și atunci ego-ul nu mai repetă, nu mai intră pe acolo, pentru că deja l-ai prins. Știi mecanismul, știi? Da. Și făcând asta de câteva ori, repetat, adică dacă o să iasă, mereu o să aibă tendința să are tractul ăsta foarte puternic, știi? Făcând-o repetat, el nu mai vine, știi? Nu se mai repetă situația respectivă. Da. Dar bărbatul nu o să vină niciodată să te împace. Foarte rar se întâmplă să se împace. Dacă el nici nu are voie să vină înapoi, să încerci, pentru că el a fost atacat. Gândește, tu i-ai dat knockout-ul și după aia tot tu te aștepți ca bărbatul să se schimbe sau să vină cumva să te dojenească. Păi cum să fac așa ceva? El a fost lovit și a fost lovit continuu, 27 de ani. Îți dai seama câte lovituri în stomac și-a luat? Păi unde să mai aibă energie, să mai vină, să te mai și ia în brațe, să-ți mai spun, el nici nu mai are energie să vorbească, se duce în băutură direct și în vici. El nici nu mai poate, nici nu mai știe ce cu el. Exact, exact. Și recunosc așa. Da, dar da. Nu din cauza că n-ar vrea să o facă, pentru că nu are energie. Asta este. El nu are energia voastră și de asta el nu poate să facă multe lucruri. Nu că nu ar vrea să le facă. Multe lucruri ar putea să facă. Dar nu i s-a dat energia. El depinde foarte mult de femei, cât de iubirea voastră. Știi? Iubirea ta, de fapt. De asta depinde. Dar iubirea ce înseamnă pentru tine? Ce înseamnă să-l iubești? Că te-am întrebat ultima dată și n-ai știut să-mi răspunzi. Cum vezi tu iubirea acum? Păi... Acum... Păi schimbat, așa... În... Și față de copii o văd altfel, iubirea, dăruirea asta și în, cred că acum pentru mine, asta, ascultarea asta, să-l ascult, să-i ascult celuilalt nevoia, asta mi se pare... E greu? Nu, asta mi se pare cel mai important, dar să știi că este foarte greu, pentru că ego-ul vine acolo și eu așa am avut impresia, că eu tot ce am făcut toată viața mea a fost doar pentru ei și doar pentru nevoile lor, dar da. Pe care eu nu le-am ascultat real, sau cum să zic, nu le-am ascultat cu adevărat. Activ, da, activ. Da, activ. Puneam ceea ce își dorea ego-ul meu să da. Facă. Deci făceai opus la dorințele lor. Da, da, făceai, da. Făceai opus la dorințele lor, tu te luptai cu Dumnezeu prin fiecare din ei și spuneai că ego-ul tău știe mai bine, dar camuflat în ideea că vezi că e mascat foarte bine. Spune că eu fac asta că știu eu mai bine pentru binele vostru. Știi? Da, 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 deci exact, cu scuza asta el poate să atace pe subtil, adică să facă opusul la ce îi se dă de făcut. Știi? Exact, așa făceam.
Ce ai vrea să facem? Deci el zicea, nimic. Oh, nu, stai un pic, îți găsesc eu, să te duc undeva, să te repar, să te... La service Și mereu uite era, da. că... Da, și uite-te că nu ești cunoscător, că eu... Da. Ce Deci nebunii, vezi? nu ascultam și, cum să spun, pentru că nu-mi convenea, ego-ului meu nu-i convenea ce spunea soțul sau copilul sau așa, că are Dumnezeu, da, nevoie, Dumnezeu, Dumnezeu, spunea, da? da. Le transport, nu-mi convenea, nu-mi convenea, că poate de multe ori îmi dădeau eject. N-am nevoie de nimic din partea ta, am nevoie să mă lași. Da, nu-mi convenea. Trebuia eu să intervin, să mă arăt că sunt de grozavă, că sunt de... Da. Na, Îți dai teribilă și seama uite cum le știu. cât energie consumată? Da. Rostește. Observi acum cât este de fapt acolo. Noi pe acolo pierdem energia prin împotrivirea asta la cine dă divinul. Deci divinul ne spune, te fa aia și noi, nu, no. Ego-ul spune, nu, nu, lasă că fac mai bine. Atâta, acolo, pe acolo pierdem cea mai mare energie. Da, exact. Știi? Exact. Și câtă broderie de... Să-l și Da, și convingi pe celălalt că vrea ceea ce tu, de fapt, vrei. știi ce nu înțeleg? Noi nu putem să ne schimbăm pe noi, apoi să schimbăm, să mai schimb și cinci copii și să mai schimb și pe soți și pe toți. Îți dai seama cât de nebunii? Deci noi nu putem pe noi să ne schimbăm. Apoi vrem să schimbăm pe ceilalți. Păi, da. Cum să spun asta? Trebuie să ajungi la concluzia că pe tine trebuie să te schimbi, da? Eu eram femeia perfectă? Păi de ce nevoie ar fi să schimbi așa perfecțiunea? Da. Nu! E greșit! Trebuie Și schimbat ceilalalt, că dacă toți eu punctau sunt spre tine. perfectă, Da, toți punctau da, spre dacă tine, eu... dar ego-ul tot spunea, nu, voi toți sunteți divini. Luai pe la rând. Da. Păi, na, spune tu acum, femeie care muncește, aduce bani în casă, face cinci copii, crește, ține casa, na, nu-i perfectă, na, spune tu, dacă, E perfectă, cum să nu? tu Da, din da, jurul meu da. spune asta, că sunt Da. Ca să-ți crească ego-ul, da. De asta spune că ești perfect, perfectă. da. Știi? Pentru că faci atâtea și după aia îl vezi pe bărbat că nu mai face nimic, știi? Și atunci imediat ego-ul, Exact. asta e, da, asta e că ești greșit. Probabil că l-ai trimis și la muncă, du-te și acolo, du fă și din mâncare, adică să facă măcar jumătate din când faci tu, adică măcar să se balanceze cumva, așa vede go-ul, știi? Păi și tu, dacă eu fac una, fă tu alta. Deci aia este troc. E afacere, nu este business. Da, da. Și chiar dacă ar Exact fi să așa. fie jumătate-jumătate, bărbatul nu are energia voastră. Deci el nu are 50%, el are 20%. Deci el, chiar că ar fi să facă chestia, el nu poate pentru că nu are energie. El ar putea să facă multe din lucrurile alea când este lăsat în pace. Și atunci are energie vitală mult mai mare și poate să iasă multe lucruri. Știi? Poate să muncească mai mult, să aducă mai multă abundență. Mai multă abundență în casă înseamnă o lea cu mai multă libertate și pentru copii. Adică cumva, știi, că el de asta nu știu, te ține la cheie cumva, știi, la pămuchii mereu. Din ce cauză? Pentru că bărbatul nu este alimentat. Știi? Alimentarea se face greșit. Știi? Energia ta se duce în altă direcție, pe critică, pe judecată, pe nemulțumire, bombăneală, știi? Și atunci, automat, devinul face tot ce poate să-ți corecteze ego-ul, știi? Când ai nevoie de bărbat, nu o să fie acolo, o să fie absent. Când vrei ca copiii să te lase în pace, Exact, atunci o așa să se fie și tu mai tare. întâmpla, exact. Da. Când avea mai mare nevoie de el, el nu era. Da, e obligat. Devinul îl blochează. Și mie mi s-a întâmplat de multe ori, când soția își dorea anumite lucruri, mă trezeam că plecam în altă parte și nu știam de ce. Îmi mergeau picioarele singure, plecam în altă parte. Chiar că îmi doream cumva să fac ce m-a rugat, îmi dădeam seama imediat că sunt mutat în altă parte. Ca la tabla de șah, știi? Și nu înțelegeam de ce. Nu înțelegeam de ce. Deci trebuia să vin acasă dintr-o dată, mă găsesc cu un prieten pe stradă, începem să vorbim. Ea spune, hai să vii, să vii. Avea o dorință foarte mare, o așteptare foarte puternică. Vino acasă, nu știu cum.
era o forțare din partea ei, am zis ok, am să vedem. Și după aia pe drum mă găseam cu cineva, stăteam 2 ore. Și după aia ego-ul ei mă suna, vai că te-am așteptat, victimă, știi? Se victimiza. Și atunci da, mi-am dat exact, seama. Avea... Da, avea așteptare foarte mari, să vin la momentul când vrea ea, știi? Aveau copiii sărbări și na, aveau copiii mai mari și eu trebuiau și pe ăștia mici să-i îmbrac și îi spuneam din timp, vezi că uite, în ziua aia are Alex sărbare, are concert, are nu știu ce, te rog să fii, dar te rog să ai grijă să nu uiți, să nu întârzi. Nu întârzi, da. Măi, și nu înțelegeam și spuneam, ești prost, ce ai, ești chiar atât. Eu de azi dimineața atât am făcut, i-am dus, i-am aranjat pe toți și toată lumea a avut de ținut minte, că la ora 4 el apărea veșnic întârziat, veșnic. Da, și bineînțeles că îi spuneam și reproșam. Mm-hmm. Păi da, pentru că ego-ul asta face, el inițiază acțiunea și tot el vine cu reproșul. Da. Și după aia vine și cu victimizarea la tine. Exact, exact, Deci pe toate palierele unde vede că poate să creeze suferință, o face. Îi vede pe celălalt greșit, după aia tu te judești pe tine, că n-am făcut ce n-am făcut bine. Deci, de fapt, el face toate astea, face cât mai multă suferință ca să aibă de unde să mănânce energia, să consume energia, știi? Vitală, asta face. Uite, exact asta am avut așa sentimentul și am zis, măi, dar totuși se întâmplă atâtea lucruri în jurul meu. Ce s-a întâmplat cu băiatul, ce... Așa, uite acum cu ginele, nu știu ce zic. Și mă gândeam la un moment dat, oare nu eu sunt cea care îmi caut chestiile astea de suferință, așa, poate că eu sunt cea care, cum să spun, îmi doresc așa să trăiesc într-o permanentă telenovelă, să fiu o Izaura înlăcrimată non-stop. Eu când spui eu, ego-ul tău. Da, caută, ego-ul meu, ca să-mi validez ego-ului meu, să-i dau valoare, să-l apreciez. Să dai valoare, da. Ce femeie și ce... prin toate suferințele trece ea și le duce... e o minunată, ce să mai... Na, teribilă. Și mă gândeam, îmi venea așa gândul ăsta, oare nu? Eu sunt totuși cea care fac scenariile astea toate de suferință și de durere ca să mă... Na, cumva să mă ridic pe mine, să mă, nu știu cum să zic, să mă... Să ego-ul să aibă întâietate, să aibă el puterea. El asta face. Da. Caută el să fie mereu apreciat și să fie cel care să fie în prim plan, știi? Ca să nu-ți vezi sufletul de asta. Că sufletul nu vrea nimic, el e bucuros cu tot ce vine. Nu-l interesează niciun rezultat. El acceptă, pe toți și toate așa cum sunt. Nu le cataloguează, nu le etichetează niciun fel în bine și rău, doar le acceptă. Și acceptarea asta e iubirea, de fapt. Și lași oamenii în pace, lași așa cum sunt, primiși. Și atunci fiecare își fac rolul cum trebuie. Nu mai depinde de tine ca etichete. Divinul văd că el nu mai costă să ocupe, să șteargă etichetele pe care ego-ul le pune celorlalți, atâta face. Dacă tu ai o nemulțumire sau ego-ul tău are o nemulțumire față de cineva, o să-ți blochezi nemulțumirea prin oglinda pe care te trimite mereu, ca să o oprești. Atât. El asta face continuu. Da. Bun. Da, punem în practică și da. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Ca concluzie, dacă vrei să faci o mică concluzie, ce înțeles în ultima perioadă? Păi am înțeles că cheia e la mine, că am înțeles și ce înseamnă să fii, că eu nu înțelegeam. Tot, și la, să știi că și în biserică, și la Sfinții Părinți, să fii. Și eu ziceam, cum e aia să fii? Că eu știu doar că aia să faci. Da. Știi? Și ziceam, cum? Dacă nu faci, nu existi. Numai asta este, să faci. Și acum înțeleg ce înseamnă, uite, acum înțeleg ce înseamnă să fii. Da, să fii în folosul celorlalți mereu. Pur și simplu să fii acolo, să fii acceptare, să fii iubire, să nu mai critici, să nu mai dirigezi, să nu-i mai muți după vrerea ta pe tot și să aștepți după aia și recunoștință veșnică și că, uite, cum v-am mutat eu pe tabla asta de 7 școliașe. Da, da. Deci asta, dar na, este mult de lucru și da, așa cu bucurie.
Bucurie multă Da, că cu bucurie exact, că se provocările, poate. Se poate, avem speranță, asta e da. important. Avem speranță, avem măcar niște soluții acum cu care lucrăm, nu? Deci este Da. minunat. E minunat. Că așa se dezolvă și suferința. Că o vedem, că nu apare din ce în ce mai rar. Știi? Da. Bine, îți Abia aștept să mulțumesc. mai vorbim peste Mai vreo vorbim. 2-3 săptămâni să Da, vedem mă scrii tu, ce a îmi mai scrii tu făcut. că, da, când mai Bine. conștientizezi, îmi scrii și facem, oricând, da? Bine, bine, îți Bine, mulțumesc. bine. O zi frumoasă. O zi frumoasă și tu.